Cu meniul de sărbători a fost destul de încărcat cu sarmale, cârnați și costița afumată, udate din plin cu vin și țuică, o cură de relaxare la băi e binevenită. Pentru un sejur cu două nopți de cazare, într-o pensiune cotată la două stele din băile Tușnați, spre exemplu, costă 70 de lei de persoană, dacă turiștii optează pentru un pachet la preț redus, valabil pentru acest sfârșit de săptămână. În general, tarifele de cazare în pensiunile din băile Tușnați variază în jurul valorii de 70-120 de lei pe cameră pe noapte. De luni până joi, tarifele sunt mai mici, iar în weekend, când numărul turiștilor crește, în băile Tușnad, acestea se rotunjesc. În băile Felix, tarifele pornesc de la 100 de euro pentru un sejur de 3 nopți cu demipensiune la un hotel cotat de 4 stele și ajunge la cel puțin 214 euro de persoană, echivalentul a 952 de lei, pentru 7 nopți de cazare într-o cameră dublă. Tariful include și accesul la piscinele cu apă termală, saune, jacuzzi și parcarea în incinta unității de cazare. Așa că dacă doriți să vă ușurați după meniul greoi de sărbători, alegeți o cură de relaxare la băi.